seara și bine v-am regăsit. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este domnul președinte Nicolae Timofti. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Sunteți pentru prima dată în acest studio, cum de altfel ați fost pentru prima dată la fiecare interviu pe care l-ați dat în vreun studio, așa înțeleg. Și am vrut să vă întreb dacă vă simțiți ok, că nu prea ați avut o astfel de practică, atâta timp cât nu sunteți politician și nu prea v-am văzut la televizor. Este o puțin oboseală, este, fiindcă nu sunt deprins să apară atât de des la televiziuni. O să trebuiască să vă obișnuiți? Știți, întrebările se repetă sau sunt neașteptat pentru mine, care eu trebuie să mă gândesc, știu ce să explic cetățenilor. Pentru asta am nevoie de timp. Suntem acum în legătură cu domnul Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă Chișinău, și vreau chiar să vedem ce întrebări are să vă adreseze. Da. Domnule Botnaru, bună seara! Bună seara, domn președinte! Bună seara! Vă felicităm cu intrarea în funcție și eu știu cel puțin doi oameni care nu sunt foarte fericiți. Sunt băieții dumneavoastră pe care i-ați sculat duminică dimineață, i-ați adus la biserică. Acum ei trebuie să aibă grijă cum să poartă, pe unde merg. Toți trei au fost la biserică. Dar, spune domnul președinte. Da, dar cred că se vor obișnui și asta nu e cea mai mare problemă. Acum, sigur că noi încercăm să vă aflăm, pentru că ați spus adineori că lumea nu vă cunoaște și noi tare vrem să știm cum veți acționa dumneavoastră dând semnale altora. Și atunci dați-mi voie să vă întreb, iată, dumneavoastră ca un judecător cu foarte mare experiență, spuneți-mi, în perioada sovietică e clar că statul era prioritar în comparație cu drepturile cetățenilor. Acum lucrurile s-au schimbat atunci când se judecă niște cazuri, poate fi și banale, dar vitale pentru un om. De exemplu, când unui țăran se ia pământul pentru ca să treacă pe acolo calea ferată și dumneavoastră, judecătorul, sunteți pus în situația să puneți în balanță interesul statului care are de trecut cu trenul pe acolo și interesul unui țăran care o trăie din pământul acela. Iată, când vă duceți în camera de deliberare și gândiți cum puneți pe cântar acum dumneavoastră, nu neapărat Nicolae Timofti, dar judecătorii, astăzi s-au schimbat lucrurile, sunt prioritare interesele omului, drepturile lui, sau totuși statul trage mai greu? Domnul Vasile, întrebarea nu este grea pentru mine, fiindcă legislația permite ca statul să ridice acest teren în cazul când este necesar în interesul societății. Dar asta trebuie într-adevăr să fie, dacă calea ferată nu poate fi construită în alt loc decât aici, unde este programat și este tehnic din punct de vedere ingineresc și că trebuie să treacă pe aici, atunci legea permite, dar cetățeanul are dreptul la recompensă serioasă. Noi am avut multe dosare de astea și am hotărât întotdeauna. Unii cetățeni înțeleg, chiar vă spun binevol, merg la... Adică cedează lotul în interesul societății, dar cu... Eu nu mă refer exact la loturi. Eu mă refer la filozofia, la gândirea judecătorului. Gândirea, da. Pentru că la CEDO ajungem cu cazuri când judecătorii dau la o parte cetățeanul și scot în față alte interese. Iată, așa înțeleg eu. Dumneavoastră, cum observați? Judecătorii încep a schimba mentalitatea asta? Sunt, domnule Vasile, sunt schimbări, asta vă spun cu siguranță. Noi, de când am început să studiem și am devenit membru Consiliului Europei și am studiat așa, a spune eu chiar profund, prevederile Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Eu am fost unul dintre cei care am participat la studierea acestui. Au fost expert din Olanda. Astăzi, acel profesor care nouă ne ținea lecții în sensul, este judecător din partea Olandei la Curtea Europeană, domnul Meyer. Și alți, mulți experți din toate așa, statele europene, care veneau și 3 ani de zile am studiat într-un program special. Și nu numai eu, dar au trecut deja noi am adus la cunoștință judecătorilor. Și vreau să vă spun că în acest sens noi avem hotărâri, într-adevăr, bune, în sensul care nu ajung la CEDO, fiindcă se hotărăște aici corect în folosul omului.
Dar cu regret sunt și hotărâri care până când le pierdem la Curtea Europeană, fiindcă nu se respectă acest drept. Dar tendința, domn Vasile, vă spun, este bună. Eu o cunosc dinăuntru sistemului, în comparație cu sistemul vechi în care am activat. Să vă spun de ce v-am întrebat, pentru că lumea, dacă știe că eu o să am ocazia să vă adresez întrebări, pe Facebook mi-a atras atenția și eu am vrut să vă întreb același lucru, pentru că, iată, ați trecut testul statalității, așa zis, da. Și am impresia că mulți politicieni din Parlament, din afară, înțeleg statalitatea ca ceva fetișizat, absolutizat, deci statul devine mai important decât cetățeanul. Și omul care îmi sugera întrebarea spune, uite, stataliștii parcă dau la o parte interesele poporului. Dar dacă se dovedește că poporului, de exemplu, îi va fi mai bine în Uniunea Rusie-Belarus sau poporului îi va fi mai bine în componența României și asta va fi dovedit cu cifre de Academie de Știință în care dumneavoastră aveți încredere, atunci de ce trebuie să absolutizăm statul? Pentru că testul statalității, din câte am înțeles, s-a redus la neutralitate, la lucruri, la dogme foarte clar scris în Constituție. De la un moment dat, poporului s-ar putea să-i fie mai bine. Domnule, de asta am impresia că stataliștii scot în față niște dogme, niște simboluri, dar uită un pic de cetățean. Ori cetățeanul sărmanul, iată, se uită astăzi la dumneavoastră și crede că, iată, poate ăsta e președintele care o să mă înțeleagă pe mine. Domnule Botnaru, putem să aflăm răspunsul după publicitate. Vă rog foarte mult. Sigur că. Publicitate. Am rămas datori domnului Botnaru cu un răspuns, dar, domnule Botnaru, vă rog foarte mult, foarte, foarte pe scurt, să repetați întrebarea pentru ca să ne reîmprospătăm memoria. Domnule președinte, vorbeam despre faptul că statalitatea se înțelege ca o absolutizare a statului. Ce este interesul statului împinge la o parte interesul cetățeanului. Asta e și vorba și de neutralitatea și chiar de păstrarea statului. Dacă la un moment dat, nu știu, din rațiuni, nu știu care, cosmice, oamenilor le va fi mai comod să fie în componența României sau în componența Uniunii Sovietice refăcute, atunci poate nu trebuie să ne ținem cu dinții de acest stat moldovenesc care a devenit un fetiș, o absolutizare. Măcar teoretic să gândim în termenii ăștia. Da, domnul Vasile, teoretic și practic luăm la răspuns la această întrebare. Nu, știți, este așa, conform Constituției și noțiunilor noastre despre un stat democratic, spunem că statul este poporul. Și în dependență cum acest popor gândește, cum el își realizează drepturile sale, atunci când el alege, votează anumite forțe politice din țară, el trebuiește ca să fie conștient că această putere va apăra dreptul lui și îl va trata ca atare, ca cetățean care are anumite drepturi. Și atunci când cetățeanul este indiferent cum este tratat el pe parcurs, după ce este ales, iată, noi așa o să avem în societate această, aș spune eu, nu apatie, dar această disconcordanță între cetățean și putere. Eu sper că cu timpul, cu educația cetățeanului în sensul drepturilor despre care am vorbit la nivel național, european, și omul le va înțelege și va putea să le apere, atunci eu cred că această apropiere între cetățean și stat, ea va fi vizibilă și nu va fi această diferență despre care vorbește domnul. Hai să vă întreb despre consilieri. Cum o să vă alegeți consilierii? Mulțumesc, domnule Botnaru, mă întrebam și eu asta. La țară, înainte, știm din literatură, se spunea că omul gospodar, când își lua lucrători, îi așeza la masă să vadă cum mănâncă, cât mănâncă. Da, da. După aia își dă seama. Dumneavoastră, cum o să vă dați seama? Știu că vă pricepeți la oameni. Aveți și cunoscuți cu care ați fost în diferite situații, dar aveți acum o gamă de probleme care depășesc totuși, eu știu, cercul de cunoscuți, de interes și veți fi nevoiți să faceți teste de statalitate și dumneavoastră. Iată cam cum, după ce calități o să scoateți în față. Da, domnul Vasile, este o întrebare bună și pe mine tot acum frământ această întrebare, fiindcă eu
am primit propunerea, cum am spus, pe neașteptate și nu sunt pregătit, să n-am nici o echipă, n-am nici un partid. De ce e clar că să fie, nu să fie ușor ca eu să fac o echipă bună, dar eu sper că o să reușesc. În sensul că am colegi care îi cunosc și am făcut chiar unele propuneri deja. Unii nu vor să se lasă de ocupațiile care le are astăzi. Da, vă referiți la juriști? Pentru că dacă cunoașteți, înseamnă juriști, că din domeniul respectiv absolut, toată lumea, juriști, da? Juriști, da. N-am propus la niciunul, fiindcă din cele domenii nu prea am prieteni, știți, ca să îmi fac, să fac propuneri. Acolo sunt diferite domenii. Chiar, dar dintre cei care sunt, pe doi îi cunosc, nu-i numesc, dar pe parcurs, care știu că sunt oameni competenți, care își fac datoria bine și o să mă gândesc serios chiar să rămână că mai avem pe nevoie. Doi dintre oamenii domnului că, Lupu? Care sunt? Aiște care sunt. Păi, salul Lupu, nu știu dacă salul Lupu sau nu. Din echipa domnului Lupu sunt cei pe care i-ați nominalizat deja în presă. Au care? Apărut. Sunt doi consilieri ai domnului Lupu, eu nu țin minte exact cum... De domnul Sturza era vorba. Da, de Sturza, da, am vorbit. Da, domnul Sturza și încă cineva, mai Ciobanu, era. Ciobanu, și Ciobanu, Ciobanu, da. Ciobanu. Da. Și să mai consult cu dânsul, încă n-am vorbit, știți, așa, zilele acestea o să, numai de cum mă întâlnesc, o să... Domn președinte, nu vreți să trădați secretul, eu totuși aș fi vrut să învățăm de la dumneavoastră cum ar fi să testați oamenii. Iată, mergeți la o vânătoare cu ei sau vă așezați la volan, la vânătoare, cum reacționează? Nu îmi blăvă vânătoare. Mă că e primul președinte care nu duce la vânătoare. Nu. Jucați o partidă de ping-pong? Nu, la biliard pot să joc, dar la o partidă de biliard mai ușor. Domnul Vasile, eu vă spun, înțeleg întrebarea dumneavoastră și mie mi-este interesant cum a să reușesc eu să fac această echipă, fiindcă, într-adevăr, pentru juriști care au activat în sistem, dacă vă numim de pildă niște familii acum, dar nu o să vă spui nimic, fiindcă, adică poate vă spui mai precis, dar eu trebuie să vorbesc cu dânșii. Domnul președinte, hai să fiu și mai sincer cu dumneavoastră. Cum vă dați seama că omul ăsta nu fură, nu vrea să vă amăgească, nu vrea de la dumneavoastră ceva concret, să-și rezolve, să-i dați un metru de graniță, cum se spune în bancuri? Cum vă dați seama că oamenii sunt onești ca și dumneavoastră și o să vă slujească în primul rând pe dumneavoastră cu onestitate și nu o să ceară recompensă? Da. Este greu, domnul Vasile, vă spun, dar eu sper că propunerile mele vor fi făcute oamenilor despre care ați vorbit dumneavoastră, cu calitățile care le-ați enumerat dumneavoastră, care eu vă spun că îi cunosc, îi știu și care nu activează în, și nu a influențat nici într-un fel justiția, deși au activat, dar au fost oameni cu nume, oameni care au fost stimați și au făcut lucruri foarte bune, dar nu mă vreau să văd dacă eu să accepte. Și o să mă stărui ca să conving societatea că n-am avut alt interes decât să adun oameni care vor să lucreze în interesul acestei țări. Acum, domnule Botnaru, aș vrea totuși o precizare aici. Dumneavoastră vă veți alege singur echipa sau liderii alianței sau colegii din alianță vă vor ajuta? Nu, nu. Este prerogativa președintelui de a forma echipa și noi am vorbit și așa mi s-a promis că ei nu se vor implica în formarea echipei mele. Acele algoritmi sau doamne care nu le știu și nu o să fie aplicabile și nici nu s-a discutat când mi s-a propus o astfel de problemă. Adică că aveți absolut, mână liberă să vă faceți echipa absolut singur. Și încă o precizare. Lorena, ultima întrebare și te las. Totuși, domn președinte, au început să vă cocoloșească, să vă îmbraci în pănuș, cum se spune la Florești, consilierii sau nu neapărat. Iată un caz concret. Cum vi s-a părut ceremonia de investitură? De unde ați aflat? V-ați uitat un pic de la o parte? Pentru că în momentul ăsta e foarte important, după mine, dacă o să aveți propriile impresii și o să dați la o parte consilierii, fii și bine intenționați, care o să vă spună, iată, mergi pe dreapta, mergi pe stânga, dai mâna cu ăsta, nu dai mâna cu ăsta, aveți deja proprie impresie. Dați la o parte pănușele astea sau e o impresie greșită? Domnule Vasile, după cât cunosc eu, s-au ocupat cu
pregătirea acestei proceduri din secția de protocol. Este așa o secție care funcționează, am înțeles că nu m-am determinat pe lângă președinte sau pe lângă guvern, pe lângă Ministerul de Externe, mai precis, este așa o comisie care, vă spun, sunt specialiști, eu m-am convins, într-adevăr dotați, care cunosc foarte bine în detaliu toți pașii. Adevărat, care trebuie domn președinte, dar știți că jurnaliștii au rămas extrem de nemulțumiți pentru că, de fapt, nu s-a făcut pentru jurnaliști, ori jurnaliștii trebuie să transmită populații, dar s-a făcut pentru comoditatea oamenilor din sală. Sau s-a absolutizat spațiile astea pe unde trebuie să se întâmple. Ori după mine, iată, ce ați văzut la televizor nu putea să vă mulțumească pe dumneavoastră. Pentru că nu s-a văzut foarte clar emoția, ochii dumneavoastră, discursul când l-ați ținut. Asta era cel mai important. Mesajul care trebuia să meargă prin intermediul presei către oamenii care stăteau lipiți de televizor. Ori consilierilor trebuia să le iasă tot la linie, să meargă soldații, dar președintele trebuie să aibă în grijă tocmai, iată, jurnaliștii sau presa care să transmită mesajul președintelui, nu de dragul papionului. Și în sensul ăsta, pe mine mă interesează, dumneavoastră v-ați făcut propria impresie sau vi s-a raportat că totul a fost ok și așa o să facem în continuare? Domnul Sălin, am înțeles care președinte aveți în vedere. Pe dumneavoastră vă am în vedere. Eu să nu mă ocupat cu organizarea. Eu am intrat în funcție din momentul depunerii jurământului. Și cu pregătirea acestei proceduri s-au ocupat oamenii care erau în funcție. De acord, dar după ce ați văzut la televizor, v-a plăcut? Cum am văzut, cum să spun, dacă a spus mi-a plăcut, a spui că eu sunt... nu pot să dau răspuns la întrebarea asta acum categoric, fiindcă nu m-am gândit la dânsa, okay, cum să o apreciez, domn Băsescu. Domnule Botnaru, eu să-l ajut un pic pe domnul președinte. Da. În primul rând, domnia sa nu își imaginează cum ar fi putut arăta pentru ca să poată face comparație. A văzut ce a văzut, nu a avut pretenții mari, deci a mers ok. Domnule președinte, știți pentru că noi este mai Facebook, clar de ce și cum Lorena, a stat. Lorena, scuze-mă, te rog. Când pe Facebook a apărut o imagine că mașina dumneavoastră a președintelui cu tricolor în față stă o parcată lângă Teatrul Național, știți ce euforie era pe Facebook? Pentru că acestea sunt lucruri umane, sunt semnale către oameni că, iată, președintele a venit la teatru. Deci semnalele astea sunt mult mai importante, la părerea mea umilă, decât exactitatea și protocolul foarte cizelat. Iată, dacă dumneavoastră, în momentul ăsta în care, repet, vă faceți consilierii, când puteți să le spuneți băieților, ia stați un pic, eu am părerea mea, dacă în momentul ăsta, mine foarte mult mă interesează, o să aveți inspirația, să aveți propria părere despre ce se întâmplă, să nu fiți informați doar de consilieri și de cei care traduc în limbaj, asta o să fie bucuria cea mai mare a presii și a populației. Domnule Botnaru, mulțumesc foarte mult pentru participare. O seară frumoasă vă doresc în continuare.